Astăzi vă arăt cum puteți instala Chrome OS Flex. Prima dată trebuie să intrați în meniul de boot și depinde în funcție de laptopul sau PC-ul vostru care e tasta de boot și să selectați stick-ul pe care aveți Chrome OS. După câteva secunde apare logo-ul Chrome OS Flex și după alte câteva secunde apare wizard-ul de instalare. Aici trebuie să dați click pe Get Started și aveți două opțiuni. Fie să instalați Chrome OS Flex, fie să-l testați. Sfatul meu este ca înainte să-l instalați, să dați pe testare, să vedeți cum se comportă, dacă vă place, pentru că dacă-l instalați direct, o să vă șteargă tot ce aveți pe SSD. Eu o să-i dau instalare, pentru că e un tutorial de instalare, dar vă spun încă o dată, testați-l înainte să-l instalați, pentru că pierdeți toate datele de pe SSD. Voi da pe Next, instal Chrome OS și îmi spune încă o dată instalerul că se va șterge tot ce am pe disc. Eu sunt ok cu chestia asta și voi da install. Și acum începe instalarea. După câteva minute la mine s-a instalat și după ce o să termine acest timer de câteva secunde, o să se restarteze. Între timp eu trebuie să scot stick-ul și după restart va porni direct în Chrome OS. Dăm din nou click pe Get Started și aici apare rețelele Wi-Fi pe care le prinde laptopul meu. O să-mi pun și eu parola. S-a conectat. Acum o să ne întrebe cine va folosi Chromebook-ul, eu sau un copil. În cazul în care îl instalați pentru un copil, alegeți A Child, click pe Next. Și acum e partea în care ne punem contul de Google. Aici ne spune să acceptăm termenii și condițiile, trimite date de diagnosticare și utilizare, eu voi debifa și acceptați și continuați. Ne întreabă dacă vrem să sincronizăm dispozitivul Chromebook și da, voi da acceptați, pentru că acum o să-mi ia tot istoricul din Google Chrome, toate parolele, toate bookmark-urile. Nu o să-i dau voie să colecteze date hardware. Mie mi pare că am un telefon conectat, e de fapt un emulator, nu mă interesează să le sincronizez unul cu altul. Și aici ne întreabă ce temă să folosim, temă întunecată sau temă luminoasă, eu o să aleg tema întunecată și gata, începeți. Ăsta este Chrome OS Flex, dacă dăm click aici pe iconița de Chrome, se va deschide super rapid browserul și de aici o experiență familiară, este browserul Chrome făcut ca sistem de operare.